Polițiștii de la frontiera Vama Porțile de Fier l-au depistat la controlul de frontieră pe un cetățean român împotriva căruia autoritățile emiseseră mandat european de arestare. Bărbatul este din județul Olt și avea o condamnare pentru înșelăciune. Anchetatorii spun că în punctul de trecere a frontierei porțile de fier 1 s-a prezentat pentru a efectua formalități specifice de control la frontieră un bărbat în vârstă de 41 de ani domiciliat pe raza județului OLT. În urma verificărilor efectuate în bazele de date naționale, polițiștii de frontieră mehedinți au constatat că pe numele bărbatului este emis un mandat european de arestare emis de către autoritățile române, din data de 17 a 2012, acesta fiind condamnat la 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Un polițiștii de frontieră. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului Investigații Criminale aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, în vederea lorii măsurilor legale ce se impun.